Salutare, mă, băieți, bine v-am găsit la un nou video, boys. Dacă ieri m-am jucat, mă rog, de fapt alaltă ieri, că ieri e, din păcate nu s-a pus clip, dar vă povestesc după. Ne-am jucat ăsta, cum zice Ione, astăzi ne jucăm pe ne jucăm cu frasul. Ideea e că eu am vrut prima dată să postez cu Yasuo, dar na, știți foarte bine că faceți toată clipul trecut, că s-a banat, în fine. Toate bune și frumoase acum. Ne jucăm iarăși cu Nutella junglă, băi, n-am vrut să se mai joace Nunu. Dar cu Yasuo merge prea bine, mă, bă, înjurați-mă cât vreți în comentarii, bă, merge prea bine, bă, omule, bă, merge mult prea bine cu, cu ăsta, cu, cu Nunu și, na, poate avea, why not, știi? Mi-a luat până la urmă ăsta Catarina, whatever, nu uitați, dați acolo și vă câte un like, vedeți că aveți în descriere TikTok-ul, că o să începem să postăm, de fapt, am început deja să postăm, faze de pe live, tot felul de chestii. Și bineînțeles să fiți pe stream, pentru că a început un challenge destul de bun. Vica a pus la bătaie în felul următor. A pus la bătaie 200 de euro, că până pe 5 mai, dar eu cred că maxim o săptămână e gata și nebun. Așa, trebuie să ajungem pe un cont pe care a început să joc cu Nutella, Diamond. Nimic ieșit în comun până acum, da? 200 de ușor. E bine, duo cu voi, boys. Adică după fiecare match iau câte un membru sau abonat, depinde de șansă și de noroc, pentru că aleg cu naibotul, să joace împreună cu mine. Nu contează oricum divizia, adică oricum, de exemplu, în momentul de față, contul a ajuns deja gold, adică pot să mă joc cu platină, cu gold și cu silver. După contul ajunge platină, o să pot să mă joc cu gold, cu platină și cu diamond. Am înțeles, vă, ideea. O să fie super fun. Am început deja aseară primele meciuri, dar să fiți în fiecare zi pe stream. Nu știu astăzi dacă o să încep stream-ul mai devreme ca să-l ținem și mai mult sau tot la 8, dar dacă aveți acolo clopoțelul activat și sunteți pe Instagram, ești nebun, nici nu poți să te super, că oricum aveți mereu notificări. Bun, mi se mișcă puțin ciudat Lulu. Suntem momentan în Catarina, așa că o să vrem să farmăm un pic. Dar, ok, bă, a venit chei la mine, poți să vii? Well, am dat eu acolo, că am crezut că o să vrea să vină. Ia, o să vrea să sară, asta, yep, eram sigur. What? De ce l-a sărit pe... Vezi că-mi fac tornada. What? Are ignite? Coai, are ignite. Coai, așteptam să dea flake. Bravo, Nutella, bate-l, mâncați și plata Nutella. Dă-i, lasă wave așa că e perfect. Coaie avea Kane Ignite, vă bate joc de mine? Bă, de obicei n-aș fi așteptat niciodată aici 30 gold, dar hai că așteptăm, whatever. Bun, în caz de nu știți ce e cu seria asta, e o serie în care mă joc campionii aleși de voi. Așa că lăsați acolo în comentarii numele la campionul vostru preferat, la main-ul vostru sau un campion pe care na, vreți să-l vedeți jucând, de fapt vreți să vedeți jucându-l și o să ne conformăm. Multe n-aveți să vorbim despre Yasuo, o mare parte ca Ione, dacă ați urmărit celălalt clip. Avem câteva item core-uri, cum ar fi buții ăștia, că am deja, cred că suntem la power spike, pentru că Q-ul nostru nu e condiționat de cooldown, e condiționat de attack speed-ul lui Yasuo. Ca și în cazul lui Ione. Hai să luăm wave-ul ăsta tăi și după aia. Așa. Hai să vedem unde e. Băi, chiar n-am știut că China la are Ignite, mă. Așa că, na, cum am zis, lăsați-vă numele la campion și dacă vă uitați în comentarii și vedeți deja un comentariu cu un anumit campion pe care voi vreți să joc, dați like ca să urci acolo cât mai sus. Ce zic? Eu mă uit și mă conformez. Sunt dator la voi și cu un match de Rammus în cauza la mimă de pe live, dar o să facem și meciul ăla de Rammus, doar că, na, am zis că urmează cu Yasuo și așa și ne ținem de cuvânt. Bun, chestia interesantă cu Yasuo e că n-ai tornada, poți să dai Q și după eu instant pe asta, pe wave. Și practic nu dai EQ, nu dai tornada în jurul tău, dai efectiv tornada drept și practic îi dai follow-up cu eu tău. Dar asta e un trick destul de folosit pe mid, adică eu de exemplu îl folosesc puțin cam des. Ia vină cu apoiul. Ok, eram sigur că se bagă acolo, ăsta e nebun, mă, cu kata, mă. Ma, ia vezi, mă, nebunul.
Da să mă bag să dau hit acolo, da. Unde mai era fanul? Hai mă, vină cu Akin. Vezi că mă bag aici? Ha, ce prost e. Ce prost e. Opa. Ah, n-am apucat să dau flash. Unlucky. A crezut că mi se face pasiva la timp și puteam să le dau one shot. Bă, vezi că aia are și 6. Bă, coaie, cât a putut să-mi fută căcatul ăla de King cu Ignite-ul. Lola, vei W-a. Ah, că mergem acum înapoi. A jucat o să dă prost acolo chat. Sincer. Dar mi se mișcă super ciudat, gen, mi se mișcă prost, nu știu. Este rău să schimbăm toate setările astea și vedem. A, unde e, mă? Mă, coaie, le-am putut toate ok. Hmm. N-au știu, whatever. Poate vă nu știu. Deci mi se mișcă sper că pe filmare nu se vede. Sper. Pentru că mai bine mă credeți sau nu mă credeți voi decât să aveți o filmare destul de lăguită. Nu știu ce s-a întâmplat cu PC-ul meu astăzi. Chiar dacă am 200 și ceva de pe PC-ul, nu se simt gen. Știi ce zic? Nu vor. N-au chef. Sunt aici, mă. Ta-ta-ta. Bun, nice. Asta aici am cu Nunu, că o să meargă super bine. Bineînțeles că le tragem tot oivă pe dreapta. Vă dați seama aici, nebunii. Nu se pune problema de... Ah, n-am putut să tragem Cannon-ul. Ai! O mergi mai prost aici, la Cannon. Bă, poți să-l faci singur? Hai că te ajut. Bă, da, Cannon ăla-l vede toată lumea, gen. Bă, da, ia. Aplicăm aia pe mid, mă. E ok. E safe. Hm. O să sară cat acolo. Uite, aici putem să facem chestia asta. Da, dacă venea. Era easy. Da, nu o să vrea. N-au dat dodge, whatever. În 10 secunde am ultima dată întâlnă. Nu știu nici ce, n-am multe. Băi, pe la minion, pe la minionul când dădeam Q pe el cu aia. A, uite-l pe ăla, uite-l pe Kane. Trebuie să dăm roaming aici. Dacă oricum Kane se bagă în păreți sau... Nu știu cât de repede o să-l prind eu pe Kane ăla. Cu aia s-a dus, ești nebun. Dar unde? Vreau înțeles unde. Whatever, încercăm din nou combo aici. Ce m-a bătut Katarina asta? GG pentru aici, nebun. GG pentru ea aici, nebun, la faza aia. Dar vai, mi s-a mișcat, nu știu, adică... Bine, aia când am murit, prima oară, cu Kane Ignite, aaa, știi ceva? Las-o așa. Ești nebun, las-o așa. Kane Ignite. Uite pe Kane, dar știu că are ultimata asta, e ideea aici la Kane-ul ăsta. Ok, hai să mai dăm, mamă, ce derby am avut. Nice. Nu te lăsă, ci eu aș putea să mai rămân aici, deși puteam să-mi dau recall, dar am vrut să văd dacă Kane ăla e greedy. Bă, dar niciunul nu e greedy, mă, frate. Asta am observat. Au început băieții să nu mai fie greedy. Rog, ia o mare parte înțeleg de ce vă place la foarte mulți dintre voi, pentru că e super ușor să farmesc cu el. Chiar mi se pare super easy să farmesc cu el. Poți să rezist oarecum pe lane, dar multă lume, mamă, Katarina aia venind în bază s-a dus direct, ești nebun, în rush B. S-a dus direct pe bot lane. Cu aia s-a dus full W, ești nebun. Bun, hai să vedem pe killnare asta. Așa. Înțeleg oarecum de ce vă place, Yasuo, dar în același timp înțeleg și de ce playerii sunt oarecum stac cu el, gen, sunt foarte mulți jucători din divizii mici care joacă Yasuo. Ideea e că pe cât de simplu e campionul, pe atât de complicat e de fapt și multă lume nu înțelege. Pentru că nu e broken, are un anumit power spike și trebuie să-l înțelegi. Power spike-ul lui vine după boost și primul și full item immortal-ul. Gen, o giga power spike-ul vine la 3 iteme, dar deja vorbim mai de late. Până atunci trebuie să încerci să farmezi, dar multă lume încearcă foarte multe scheme pe care le-a văzut pe net. Și am văzut că și cam futu iritul din cauza asta. Nu, poți să vin cu a? Că ar trebui să intrăm acum peste ei în junglă.
Gen, l-am văzut pe Kane că a intrat aici. O să checuim în partea asta și după aia vedem dacă partea asta e free. Bun, ar trebui să fie în boss side acum. Cred că e în boss side, încearcă să-i gangheze oare. Ah, uite-l. Bun, sărim. Ma, coaie, ma. The fuck? Hai mă, sari. Coaie, aia e... Am ridicat-o eu. N-am să... Să o scot din asta. What the fuck? Că aia eram boschit în tot timpul ăsta. Ți-ai zis că Kane eram undeva pe acolo. Altă chestie bună pe care puteți să faceți ca midlaner, acum nu le vrem la aia, so, este ce să-i faci tracking la jungle-ul advers, să știi unde are buff-urile și de fiecare dată unde ar trebui să fie pe hartă. Pentru că în felul ăsta tu poți să-ți optimizezi drumurile, știi? Ce nu trebuie să faci... Mamă. Bă, dă timpul ăla, bravo. Nu trebuie de fiecare dată să dai roaming neapărat unde e un anumit lane împins. Poți să dai roaming ca și counter jungle, știi ce zic? Gen, poți... Mamă, hai că vin. Stai nouă la... Bă, nu te la... Coaie mai trebuia... Uite pe asta. Am ultimata în 6. N-am încă de. 2, 1, acum am vrut. Am lucky. Acolo nu mai aveam ce să mai fac și la aia. Dar e ok. I guess ne-am luat full item. Acum ne ducem direct pe Infinity să ne maximizăm critica. Oricum cu Yasuo cu două iteme de critică deja e 88%. Cu full Infinity gen îi crește, nu mi se pare. Da, e mai crește cu 5%, o să am fix 100% critică. Oricum tot ce ai peste iteme de critică o să conversească automat în damage. Deci e oricum bine. Cum am spus și la Ionic, chiar sunt curios ce buff o să primească Yasuo cu Ionic. Am văzut acolo că o să primească buff și nu știu exact ce. Hai să mergem din nou spre mid lane. Așa, și asta ziceam cu romurile. Dacă reușești să faci tracking la jungla adversă și e foarte ușor, dacă împingi mid-ul și ai control la mid, pui un ward aici. Și îl vezi mereu când face raptor, știi? Îl vezi că a făcut raptor și se duce în jos, înseamnă că se face practic în boss aici. O să urmezi să facă game pe boss aici sau mid. Dar na, în cazul ăsta dacă tu pleci de pe mid, nu o să vină mid. O să vină boss aici. Și la fel, poți să-l vezi dacă se duce în sus și tot așa, știi ce zic? Și... O să vă fie super ușor să faceți counter jungle, gen practic o să fiți al doilea jungle, gen un match. Pentru că tu practic o să faci counter gang ca mid laner. Și în felul ăsta te-a ajuns și jungla. Bă, dă-l mă morțele. Mamă, pleacă. Nu cred că e bine. Sau? Ba da, bagă-te. Bagă-te, dar nu te băga, nu știu. Hai cu aia, sari. N-ai trebuie să sari. Să mor de nu sari. Nu sari, mă. Mamă, sunt trei oameni acolo, bă. Mi-am stacat ăsta. Mi-am dat flash din aia că urma să... Ma! E al tău eu. Nu mai am cum. Dacă nu dădeam flash acolo, intram direct între pe ei. Dacă dădeam eu pe ei. Și cam asta era ideea. Gen, aici aș fi dat direct E spre ea și mai bine mi-am dat flash peste trap ca să nu se întâmple. Să nu se întâmple un nefăcut acolo, gen. Mult mai bine a fost. Nu știu cum am arătat totuși Q-ul pe Senna, sincer. Hai, cred că n-am avut suficient rage, nu cred că l-am arătat, nu. Lăsați-vă în comentarii dacă a arătat Q-ul sau nu. Dar nu cred. Cred că doar n-am avut rage. Mamă, când m-am obișnuit cu Catarina aici, vreau să dau eu pe minioni. Boys, oricum, v-am zis. Nu uitați să fiți pe stream-uri de acum, săptămâna asta, pentru că o să jucăm împreună cu voi. Coaie, o să urcăm împreună, ești nebun, Diamond, o să urcăm. O să fie prima dată când o să fac așa ceva cu chat-ul și nu cu cineva, gen, știi? Să urcăm un cont împreună, așa, cu toții. O să fie oricum circ și oricum nu o să mă joc campionii mei main, gen, fără Kassadin, fără chestii. M-a jucat Katarina, probabil o să mă joc și Kane, de exemplu, știu că foarte mulți sunt jucători de Kane și ați vrea să-l vedeți. Probabil o să jucăm, nu mă băgam aici, probabil o să jucăm și niște Kane și eu zic că o să fie destul de interesant. Te descurci cu ăla, cred, da? Stai așa, am văzut pe ăsta. A murit de lumpul ăla mea. A, uite pe ăsta. Ceva pe el. Bun. A fost acolo hit Q, nu știu dacă s-a văzut.
A fost destul de close. Bun. Mai am făcut niște rush pe pe ăla, îl prinzi, îl prinzi, îl prinzi, îl prinzi, îl prinzi. Mamă. Mamă. Ne-a jucat Catalina asta aici de bun. Dar sincer, dacă vine aici, n-are nicio șansă. Oricum e coșmar, ăsta Yasuo pentru Catalina. Chiar e un coșmar. Mă! Mă! A scos o Nutella de pe hartă, coaie! Coaie a scos o Nutella de pe hartă, ești prost? Hai să mergem pe ea, botul. Vezi că-ți iau ea. A, nu ți-a luat, lol. Lol. Nu știu cum dracu i-a ratat. Hai să... Hai că merg după tine, merg după tine. Dar cred că le dai one shot, bă, dacă nimerești ăla. Nici nu meritai, ești nebun. Ia, vezi că mă bag ușor. Catalina asta o să vrea să dai Q pe wave, sau? Coaie... Băi, ținem la respect în bază. Doamne. Mai puțin am ferme ce asta. Pa, pa. Well, voi v-ați băgat. Nu știu că vă băgați acolo. Pot să fac eu când chestia asta? Ba da. Așa. Bă, n-am să văd dacă are red-ul. Lasă-i pe la mare, bă, plăie. N-am și unde-i Jax aici. Hă? What? Alu? Așa. Bun. Dar unde-i Jax? A venit top special să o ajut pe kill asta, dar... Bine, are un 1, să descurcă ei, nu? Finally my first kill. Ia vezi mai aia să bucură la un kill. Bun. Iar acum poți să te duci pe două chestii, dar cea mai relevantă dintre ele e... E asta, e Dead Dance-ul. Cam după Dead Dance nu știu dacă există campion în joc să te mai oprească, sincer, dacă joci ok. Îi furăm asta, băieți. Dacă reușim. Na. N-a mai fost de voie, I guess. Ok. Bun. Hai să mergem, hai să mergem să pușăm noi, singuri. Avem level 12 deja în Kata, vedeți, de asta mă cam enervează puțin Kata. Kata a avut 2-1. Bă, a jucat de 5, sincer, Katarina ăla. Adică chiar pe bune, ești nebun, chiar aplauze pentru el. Mi s-a părut că a jucat chiar ok. Uite, n-ai ce să faci, better champ. Și numai că am gat Nutella, adică să zici că i-a distrus lane-ul sau ceva. Nu, a avut 2-1, dar n-a avut ce să facă ea, știi? Gen, n-a putut să mă bată. Ah. Mamă, da. Am crezut că vrea alea să mai arunce. Hai mă, Jax, ia să te văd mucăie și pula lui de băiat. Hai! No. Uite asta zic eu, te o bate Vayne, o bate toată lumea aici de bun. Dă-ia de mici, da. Ce pot să zic? Da, o știu. Bă, că eu am pus pe mut până acum aici. Îți bagi de mine? Ai fost pe mut până acum? Eu am vorbit până acum, nu înțelegeam și nu răspuns. A, da? Ce prost. Bine, Nutella! Bravo, Coie. Coie, am crezut că eu am fost pe mut până acum, a fost o zâmbărță. Am crezut că nu vrei să vorbești, mă, gen, na, până mea. Nu, Coie, am fost pe mut. Hai, clasă, ne-a plasat. Mersi. Ok. Dar stai așa, bă. Bă, nu mai avem minion, Coie. Mamă, i-au murit, mâncați și bă. Hai că-i ies eu. Eu aici stau. Vă rog și un minion. Mamă, uite-te la mine. Ma. M-a apucat. A luat portalul, Coaie. Ești prost? A luat portalul. Oare reușim să o prindem? Ma. Fii sigur, băcață, ești pula ta că vin! Băi! Ajută-mă! Mamă, Coaie, o prind. Coaie, o prind. Coaie, o prind. Coaie, o prind. Coaie, am speed mai mare. N-ai minioni.
Coaie. Coaie. Coaie, am pus ignite. Și ce-ați ignite? Mă. Ia s-o, băieți. Coaie. Coaie, ce s-a întâmplat aici? Quadra? Nu s-a pus Quadra, nu pot să cred. Da, și cam asta a fost... Cam asta a fost Yasuo, gen, știi ce zic? Comparativ cu... Ce puteai să faci cu admine, eu înțeleg, bă, sincer, poate o să mă înjure unii. Dar eu chiar aș recomanda și de bun să învățați Yasuo, chiar mi se pare un campion foarte bun. Acum, na. Stai mă, că m-am dat puțin în spate, că am ultimat în 4 secunde, 7. Okay. Gata, am. Uite, prin pe aici, prin treapta, prin învăluire, hai. Așa? Da. N-am putut, mă, să mă mișc, mă. Mi-a dat prea mult Jax ăla. Jax sau Katarina mi-a dat. M-am băgat eu... Ha? Da, mă, da. Nutella! Zonia? Zonia ai? N-ai Zonia. N-am. Cheile aia nu ți-ar fi dat rău pe tine, știi? Să deși ia un flash rău, așa, un save de la... Știi ce zic? Aia oricum a fost aplicat tot meciul. Boys! Cam ăsta a fost Yasuo. Sincer, mi-a plăcut mai mult. Mi-a plăcut cel mai mult acum. Gen, mi-a plăcut cel mai mult dintre toți campionii pe care i-am jucat. Ca și raport kill-uri demi, știi ce zic? Bun! V-a pupat, ne auzim pe stream în câteva ore. La 8 fix cel mai probabil dăm drumul, dacă dăm cumva mai devreme anunț pe Instagram și da, să jucăm împreună, să-i spargem pe băieți, să urcăm, să câștigăm și betul. Pa, pa!